eu o să fac cea mai tare în istoria Academiei de Științe în Republica Moldova. Și cultura s-o, așa vorbind, cum ați văzut joi, și poate astăzi în emisiune, dar cultura și învățământul o să fie în prim plan. Și sănătatea la mine, încă o dată, ca rezultate care vor fi obținute, nu dorințe. Cultura, sănătatea și... Și învățământ. A, și învățământ, da. Deși, Gheorghe, înțelegeți, eu când mă uit astăzi, zilele astea am mai avut o știre. Ai văzut câți milionari avem deputați în Parlament? Da. Mulți, așa -i? Gheorghe, eu când am aflat, că da, cineva a mai dat, când eu am aflat, după această știre, era interesant, băi, ce-au făcut oamenii ăștia? Zic, poate ei au construit o grădiniță în sat, o școală au reparat, știi? Au reparat, frate, ceva au făcut, au făcut 2-3 km de drum ăsta. Eu n-am găsit așa informații, și că având atâția milionari, eu când verific la Filarmonica Sergei Lunchevici, USAT au rămas unicul sponsor care a donat 1 milion de lei, necătând că era greu în perioada aceea, erau probleme și 1 milion ăsta l-am dat în 2-3 etape, știi? Dar l-am dat până la urmă. Gheorghe, deci dacă acești deputați, și pe lângă dânși încă mai avem miniștri care câștigă sute de mii de euro oficial pe an și mai departe, dacă puneau tăți câte 1 milion de lei cum au făcut USAT, Filarmonica Sergei Lunchevici, azi de-am aveau să facă ultima sută de metri, să facă designul la perdele, la garderobă. Dar au trecut ani deja. Au trecut totuși ani de atunci. Încă o dată. Iată, eu ți-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că la noi în țară, cu cât mai bogați oameni erau, cu atât mai puțin vreau să fac ceva pentru țară. Bun, dar nu-i păcat cu deputații au atâția bani, că-s bani oficiali totuși. Gheorghe, ei au bani mulți de atât că eu nu sunt la guvernare.